sunt Haion, ce sunt de la tine? Mai tare? Mai tare? Sunt de la tine, din București, și la noua prezentare la Geospațial vreau să expun o etapă foarte importantă pentru toate proiectele practice Geospațial, producerea datelor. În cadrul unui proiect, care a fost pentru beneficiarul administrația Biosferiei de Zemație de Tabunării, a RBDD, s-a desfășurat în anul 2011, a avut ca scop actualizarea datelor din cadrul rezervației. Cât ne gândim la date, vorbim tot ce este parte hidrografică, parte biologică, parte de rezervație, parte de habitate, parte de ecosisteme, într-un mediu foarte, foarte, foarte detaliat. Practic, noi, ca și firmă, împreună cu partenerii noștri, am azi de față, da? Bogat și am desfășurat acțiuni de teren. Acțiuni de teren care au vizat să acopere odată tot teritoriul administrației, administrație care acoperă nu numai puțin de 5.757 km pătrați, aici includem și partea de Razim și Lagună, da? Și un perimetru de 790 de km, ceea ce este nu este o suprafață mică. În cadrul etapei de teren am acumulat date pentru 1429 de râuri. Când mă gândesc la râuri, practic dau un curs complet, fără intersecții, cum ar fi canalul subminat, de la intersecția cu Sfântul Gheorghe până la Ieșirea Mare. Elimin toate intersecțiile, doar mă rețetă la curs de apă. Care, însumând, le dau undeva la 2633 de km. Canale. Canalele fiind canale de irigații, canale de secare sau alte canale secundare din interiorul rezervației. Lacuri și bărți. 1071 de lacuri cu o suprafață aproximativ similară, ceea ce face să facem deja o precizare că undeva media pe lac este de 1 km pătrat în cadrul rezervației. Și digurile sunt în 1800 de km de limbi de dig. Astea, în minimal, sunt obiectele principale care noi am vizat în cadrul proiectului. Pe lângă acestea au mai stat rezervațiile, care tot fac parte importantă din cadrul proiectului. În cadrul rezervațiilor ne-a trebuit să clarificăm limitele și poziția lor clară în teren, în a valida cu formele lor geografice. Scopul proiectului rămâne acela de a îmbunătăți calitatea datelor de care administrația dispune și totodată cu administrația și partea națională. Practic, noi am îmbunătățit tot pachetul de date care face referire la administrația Biosferei Delta Dunării și, practic, la business-ul dânșilor. Și realizarea de analize, ulterior strângerii de date. Ca etape principale care noi ar trebui să le deprindim la obține un astfel de produs, care într-o scară similară, cum vedeți în stânga, dar calitatea diferă, imaginele sunt altele, stările sunt altele. Dar test, am plecat cu etapa de analiză, cu planificarea proiectului, stabilirea etapelor determinante, colectarea de date, prin etape de teren, validare, atât în teren cât și la birou, odată un proces de validare a avut loc și cu datele strânse la birou, validarea a fost făcută în teren să vedem dacă datele respective sunt potrivite pentru a fi îndeplinit scopul proiectului. Ulterior, dacă am avut probleme cu suporturile de imagini care le-am folosit pentru digitalizare și pentru strângerea de date la birou, a trebuit să rectificăm anumite aspecte care țineau fie de poziționarea și de poziționarea imaginilor, suportul de imagini, fie de alte probleme, primul rând, istorice. Cum o să vedeți mai acolo, o diferență foarte mare între imagini care noi le-am folosit la captarea datelor, 2005-2008, folosit suporturi foarte multe pentru a obține, într-adevăr, un produs care istoric se
datează în 2 ani de zile. Într-un ecran în dreapta vedeți foarte clar care este diferența de captare a datelor în nivel 2005-2008. Practic, în 2005, într-o zonă, aveam o situație similară cum aveți vedeți în partea de sus, iar în 2008 a dispărut complet. Un fapt foarte interesant o să fie și anii în care s-au realizat măsurătorile, care pot fi și sunt corelați practic cu nivelul apelor din delta Dunării, care nivelul apelor ne dau un criteriu foarte important în a cunoaște și a strânge datele care ne interesează. Practic, noi trebuie să acoperim o perioadă cât mai diferită în timpul anului, cu etape de teren și captarea datelor, pentru a face o medie corectă între nivelurile minime ale apei în delta și nivelurile maxime și, practic, noi să creăm un echilibru al datelor. Că în funcție de nivelul apelor, noi putem delimita un lac la o suprafață sau putem să-i dăm altă limită în funcție de cum și cât este apă în rețeaua hidrografică. Tocmai în acest motiv, etapele de teren s-au derulat pe o perioadă mare, fragmentat, bineînțeles, încât să prindem toate aceste evenimente. Am făcut o scurtă enumerare a tuturor sporturilor folosite, sporturilor digitale folosite de către noi, în partea de birou, în etapa de birou pentru corectarea informațiilor, astfel ca rezultatul final să corespundă tuturor criteriilor cartografice pentru a definitiva un produs. Da, lansat, folosit și se vede foarte bine în partea aceasta la Sahagin s-a modificat în decursul anilor de la 2000 până în 2011 dimensiunea inimii de nisip. Situația similară, care am văzut-o pe autofotoplan, o vedem și pe imaginea spot, bine, calitatea e altfel, dar este un produs care să ne creeze o idee de ansamblu. Părțile topografice, versiunea românească, urmă 25.000, 1982, cu vizualizarea detaliilor începute de noi. Părțile rusești, tot la fel cu evoluția. Da, în cadrul proiectului a mai fost ca o mică paranteză, în cadrul proiectului s-a realizat și o hartă istorică. O hartă istorică care să ne arate în etape de timp anterioare cum s-a desfășurat evoluția fizico-geografică în interiorul rezervației. Și în aceste considerente am folosit suportul de genul acesta, care sunt datate anterior, pentru a vedea cum au fost elementele de fizico-geografie în administrația biosferei în anii anterior. Da, aici este o hartă realizată de armata austriacă în teritoriul României, care să recunoaștem este destul de apropiată de adevăr și la un grad de detaliu foarte mare și toponimele fiind în limba română, ceea ce este un avantaj. La fel, cu o altă hartă topografică, din păcate nu știu originea, știu doar anul, este datat 1910, tot în limba română. O să vorbesc cu domnul Ștefan să clarificăm aspectele de aceste imagini. Dar a fost într-adevăr un suport toponimic foarte bun pentru tânărea de date. Ca echipamente, în partea de teren, echipamentele noastre de colectare date, am avut GPS-ul de la Trimble, gluma care ne-a dat o acuratețe bună în teren, am avut precizie metrică, ceea ce pentru colectarea noastră de date este extraordinară, iar calitatea lui, de ce nu vreau să fac reclamă, calitatea lui pe apă e bună, ca să se apă mai nicio problemă. Și o stație Juno mai mică, care le foloseam pentru date alte tipuri de date. Ce s-a întâmplat în teren? Am avut atât partea frumoasă în care ne plimbam cu barca pe toate canalele, practic ne-am acoperit un număr foarte mare de canale, însă am făcut un sumar mai spre final, în care am deschis exact suprafețele, lungimile din rutele GPS-ului, am deschis exact lungimile parcurse cu embarcațiune sau cu parte mobilă, nu uiți în dreapta, partea mobilă, una dintre ele,
Mizrata este undeva pe gura Caraurman, pe limită. Aici a fost un canal, un spus canal și era să cam. Partea cea mai frumoasă, dacă ar fi să fac o comparație din toată delta, mie mi-a plăcut foarte mult zona pe Itașca și în, la Mila, canalul Mila 25, are zona foarte frumoasă. Toată zona la nord de canalul Surina e deosebită. Recomand pentru toată lumea care vrea să delta, tot ce este la nord de canalul Surina este foarte bine. Canalul Itașca, Mila 35, am ales să folosim o barcațiune mică, să putem ajunge în zonele cu apă care era sub jumătate de metru. Am fost și situații în care a trebuit să împingem barca, inevitabil, că deja nu ne mai susținea. Și o barcațiune grea ne-a fost greu accesibilă. Am ales să folosim și parte de dat la rame, să nu speriem că am ajuns în zone de cuibărit. Din lunile mai, iunie, foarte mare populație de pelicani și în zonele de pitorici, am putea să nu le perturbăm. Ca o parte a activității noastre, a trebuit să luăm contact cu localnicii. Localnicii care sunt un foarte bun input de date și respectiv de toponime pentru bărți, canale, lacuri care nu există numite pe hărți. Sau nu existau numite pe hărți până în prezent. Cu ajutorul lor, pescari, localnici, fie permanenți, fie temporari doar pe anumite perioade ale anului, am reușit să strângem undeva un 90% din toponimele din, s-a acoperit toponimele din toponimele lipsă din zona traversată. Colegul meu împreună cu un loc pescar. Noi am mers în teren împreună cu un reprezentant al administrației, un ranger al administrației și în uniformă și cu arma de gheri. Dar pescarii când îmi vedeau era și zona de, era moment de prohibiție, dar ascundeau peștele. Și erau foarte amabili și le ofereau toate informațiile care aveau nevoie. Da, discutam exact tot planul, deși ne îndrumau să ne facem un plan al traseului, ne dădeau exact informațiile care nouă ne lipseau de denumire pentru obiectele care ne interesau, respectiv lacurile și canalele. Și, practic, în felul acesta, probabilitatea deșilor am reușit să ne strângem foarte, foarte, foarte multe date care, fără ei, nu puteam să le obținem, că nu erau datate materiale. Pentru că erau datate materiale, cât foarte, foarte greu se poate ajunge, pentru că sunt denumiri populare, care fie vin din Ucraina, din populația ucraineană care s-a stabilit în regiunea Deltei, fie pur și simplu denumiri locale, și ale bălților, ale iolurilor, care nu sunt exteriorizate foarte mult spre civilizație. Datele strânse în teren de pe vremea au s-au împins undeva cu parcursul a 30 de zile, împărțite în săptămâni care am împărțit din primăvară și am acoperit până toamnă delta. Am vrut și iarna, dar nu era cel bine pregătiți. Probabil data viitoare vom face și asta, ca să vedem și iarna. Tocmai din principiul acela de a vedea evoluția arealului într-un timp mai lung. După etapa de teren prelucrare date la birou, după și înainte etapei de teren, de la 6-7 luni, agregare de date și din alte surse, plus îmbinarea datelor care au fost strânse din teren, de la o lună, s-a creat bază de date, servicii de hartă și layout. Ulterior populată în aplicație și printată, cum aveți pe în partea mea. N-a fost doar data noi în mai acolo, are și teren. Teren ar trebui să acoperim două rezervații mari, pădurea Leta și pădurea Caraurman, care sunt într-adevăr două rezervații extraordinare. Rezervația Leta în dreapta sus, aici este chiar în satul Leta, iar stânga este chiar pe interiorul situlului, în zonele de sit. Pădurea este greu accesibilă pentru transport, pentru că sunt dume și
și nisipoasă, zona este foarte nisipoasă, de aceea recomandarea este să folosiți mijloacele vulcanicilor, care sunt 99% 4-4. 4-4 nu animale, 4-4 mașini, au jeep-uri, au ce le trebuie. Dar aici este chiar limita zicului, limita zicului este închisă, într-o regiune foarte mare, mai sunt zone care sunt prasă, mai astăzi, dar în principal zona este închisă pentru a face o oarecum simțită diferența între zona din exterior și zona din interior, să știu că acolo chiar este rezervație. Da, populația din pădurea Leda, farmasa, populație, pentru că cai sunt foarte multe vaci și cred că sunt și... Da. Bivoli. Da, sunt o populație imensă. Noi am prins în afară pădurii că la perioada zilei se duc să bea apă din canal, să alimenteze. Iar seara se retrage din pădure, aici era undeva aproape de canal, veneam o voltapă și se întorcea mai puțin o oră. Cam așa arată solul în zona imediat apropiată de linii 3, este exim peste tot și vegetație rămoasă, literele au văzut putere la situații, de aceea e bine să fiți precauți și la aspectul acesta. Și trecem la limita cealaltă, pe care o urmăm. Care avem o seamă de foarte multe grea, ca și sol, că altele se structurează pe gânduri și oarecum mijlocul de transport ar trebui să fie similar. Mai mai mult foarte lungit în pădurea de grea. Aici am avut un tractor. Și de ce tractor? Pentru că am intrat într-o zonă în care vegetația depășea 3-4 metri și ne-a făcut foarte greu să depășim, trebuie să te-am o revolt în spate. Mergând pe o zonă fost tehnicată, la alt nivel de transport ți era greu ca să folosești până la parcurgerea. După zona de delta, cum s-a venit și la mare. Pentru că marea de asemenea trebuie planificată la nivelul țării. Am stabilit limita. Sulina aveți în dreapta, stânga, nu, dar sulina stânga și tot sulina și dreapta. Am pus o imagine din perinașa, care este foarte frumoasă, interzisă de altfel, când ați ajuns de mică pe turiști, dar cu următorii locali, respectiv rangerii de la Rădăuie, se poate. Și altă zonă de uscat, care am apus-o de la statul Logan, de la Portița, mers cu barca spre poarta de la canalul 8 și de acolo am mers cu un Logan de la Domnii și am parcurs toată lungimea grindului lupilor. Grindul lupilor, în perioada respectivă, era secat, nu mai era niciun loc de apă. În perioada în care este apă, e folosit de locanici cu animalele, vin să-și crească vacile, iar fiind foarte aproape de sat, iar aici este undeva în sudul, chiar în sudul limitei anului. Da, undeva pe aici au fost și niște incendii de vegetație anul trecut, exact în perioada care noi desfășurăm activități de teren. Rezultatul final, harta din imagine care vede în varianta afectată arată numai bine. Cam aceasta a fost prezentarea mea din etapa de teren.